Hai, salutare oameni buni, bine v-am regăsit la un nou video. Ce-ai făcut? Bună domnișoare, triunghi aici. Nu știu ce să zic. Astăzi facem reacție la omul cu duret. Am văzut că a postat, eu făcut conac cu farse. Și am zis să urmărim împreună să vedem ce farse eu pregătit. Hai să-i dăm play. Arată-mi pula! Salut, sunt Andrei și am zis de bine ați venit la nostru daily vlog. Ce o să facem astăzi? Pe scurt și la obiect. În primul rând, nu uitați de butonul de like și butonul de subscribe și de clopoțel, ca să creștem și noi. Mai mult încă puțin până la 100.000 de subscriberi. Și vă apreciez foarte mult și mulțumesc mult de tot pentru sistemele. Contează extraordinar de mult. Mulțumesc mult. Opa. Bun, ce facem astăzi? Păi, în primul rând, ca să vezi când e aici. O să-i facem o farsă, ghiciți cu ei. Nu conacul, mă. Nu conacul. Deci, păi, omul cu sunet pe următor. Am să-l sun pe conacul. Omul cu turet îi face farsă lui conacul. Am înțeles invers. Că nu am ture, am să mă dau de gol. Că nu am ture, bine, evident, o să mă abțin cât pot eu de mult, sper să pot să-mi țin. Să nu mă dau de gol cumva, sper să nu bine. Ești tare curios ce reacție o să aibă, sper să nu se supăre în momentul în care am privit că, bă, de fapt, opa, băi, și nebun. De fapt, a fost o pasă. Dar hai să vedem cum reacție. Acum o să plecăm în oraș cu puțină treabă și o să revenim din mașină cu fața pregătită pentru conacul direct. Hai să dăm. Nu-i normal nici ăsta. Alo? Alo, bună, ce mai auzeam? Cu ce? Păi nu știu, da, am auzit ce bine. Ieri, avem telefonul, vezi, chiar s-a pus de un cap la Pierre Maiaz. A, ai treabă sau ceva? Nu, nu, cum să vorbesc. Bă, te sun pe tine, că n-a. Ne înțelegem de ceva timp și am o chestie care mă cam roade. Așa. Și nu prea am cu cine să vorbești. Și am zis că dacă... Eu am 40 de chestii, dar... Păi, bă, dar fără ei poți să-mi vorbești, adică nu. A, nu, ți-am zis tot ce am dat, să-ți ca să știi tu. Bă, dacă vrei... O zis un baf! Așa, dar e să vorbesc, nu pot să pun mai jos țigara. Dacă ies la o țigara să vorbesc cu tine. Bine. Nu te mă întoare, da? Da. Ia zi-o, bro, ce pe tine? Bă, de ceva timp tot voiam să-mi zici tu dacă e ok să fac asta sau nici te nu știu cum să zic, bă. Bă, eu nu am turet. Ce ai? Nu am turet. Nu vorbesc ca mult. Da, nu faci, nu am să duc drept de aici. A, că s-o prins. Eu acum am ajuns acasă, că m-am dus până în Constituție să mă prim așa de acolo și nu am ajuns acasă. Da, și voiam să te sun de acolo, că eram singur și pula mea. Ok. Și nu știu ce să fac pula în gătură cu asta. Bă, faza e că n-am zis la nimeni chestiile astea și n-am pedient, am să știu mai așa de încredere și am zis că să-ți zic și să-mi dai niște... Îți dai seama cât ți-ar ține la acolo, că îi dau și eu, dacă eram în locul lui Conacul, îl credeam. Adică, nu știu ce crede el, dar eu îl credeam. Mai ales că... E foarte greu să-ți dai seama dacă are cineva turet sau nu. Pentru că e foarte, foarte greu să crezi așa ceva. Dai niște sfaturi cu ce-am putea să fac. Ei, nu glumesc, nu e fast, nu e glumă. Eu nu știu ce am. Adică poți să încerci să-mi dai trigger să vezi că nu-mi ia. Nu, trigger, bă, eu te dat. Eu trebuie să-ți simt până la dumneavoastră, dar... Nu știu dacă... Bro, fii atent aici, eu, dacă îmi zici mie, păi, nu o să-mi din la mine, dar... Unul la unul, tu ești ok cu conștiința față de oameni, adică ce o să le spui oamenilor că nu ai, adică... Nu, nu sunt ok. Dacă oamenii v-au dat o la până la oameni, tu ești ok? Acum îl pute în gură conacul? Deja s-a ridicat nivelul paharului. Îi dă peste gura acum. Nu, păi asta aș vrea să fac eu cumva, ca să zic, dar nu știu cum să o zic ca să fie ok. Să facem un brainstorming, dar... Mamă, e picuțul și-n tot, care omul ăla nu ești
Adică dacă oamenii care mă urmăresc, nu știu cumva, eu nu aș face niciodată treaba asta, deci, băi, așa de fapt. Asta a început să mă apese pe mine de când ziceam ție că bă, nu mai știu ce să fac. De când ziceam că nu mai știu ce să fac, chiar când mai... Normal că dacă faci așa ce... dacă ai fi făcut așa ceva, te mustră conștiința și te abții cât te abții și când îți dai drumul... Ce să fac? Ajută, m-a apăsat chestia asta să mai mint drumul, știi? Mă, ceartă cu ăla, dar văd că nu îl ceartă în mare parte. Eu am început să fac daily vlog-urile ca să fac eu ceva chestii mai amuzante și... Da, le plac și oamenilor și așa mai departe. Numai că acum, iarăși, sunt în faza în care, bă, nu pot să forțez, bro, nu pot să mai forțez tic-uri, nu pot să mai forțez, că deja începe să se observe. Apropo, am fost și am ridicat coletuțul. Facem chei căței, by the way. Bă, nu știu dacă aș risca mult pentru că e și fața cu albumul, știi? Nu numai e, nu? Ținut mâncața și talentul. Bine, n-a, îl cunoaște și nu are atâtea emoții. Ce le-am să fac aici? Am o benă cu baloți în față. Linie dublă cu ghină. Au trecut doi până lângă mine. Da. Mai are așa de pileană. Că depinde permis și mai rămân fără lambelică nici. Mamă, frate. Bă, să-ți țin până la 11? Bă, Alex, te iubesc atât de mult pură și n-am avut să mă țin. Asta e forma mea de iubire, de a mă exprima față de tine. O să vedem la ora 11 ce zice Alex. Hai să te așteptăm. Bună, am ajuns acum acasă. Opa! Și... Păi și de emoțare. Lasă fiul lui Alex să nu zică la nimeni. Te rog să nu... Îi trimit mesaj ca să poată reacții. Și după aia mai așteptăm câteva minute. De fapt așteptăm vreo oră, două. Și după aia să mă din nou și zic că te-am ușat. Să vezi ce mă înjură. Ai, doamne. Ți-ai golit frigiderul. Să nu zic la mine interna pe treaba asta și zice așa. Putu-te în limbă că mi-ai răsucit creierii. O dăm la cap până diseară,
când ajung acasă, facem brainstorming și o rezolvăm. Sper că nu e pasă că te înjur rău. Bă, coracule! Lasă și drum și intru prin apă, lasă mesajul 3 minute răspund. Mi-a trimis și o vocală, să vedem. Bă, nu știu ce... Să mă apără, eu sunt pe la termen și ți-am zis mai bulversat de tot, adică... N-ar fi fost o farsă, nu și-ar lua așa de mult hate, pentru că nu e genul de om care să aibă avioane, gestul, figurii, chiar dacă au făcut-o că na, are nevoie de bani și una alta, nu și-ar lua așa de mult hate. Și nu-i de condamnat, că nu o da la nimeni în cap. Am zis că mă simt confortabil cu tine și... Din punctul meu de vedere. Care mă știu de foarte mult timp și am zis să zic fie că poate m-a ajuns cumva. Și cam asta. Hai că ne auzim atunci. Ah! Se mi-a arătat spura! Bă, dacă mă duc și eu... Bă, dacă aș fi fost eu până acum, aș fi crescut și eu pe mine. Ești bun de actor! Acum... Deci Alex când mi-a răspuns. Hai să mă răspunde 30 de minute. Și nu mi-a răspuns. Și mai trimite un grup vocal. Și am trimis la ora 7.39. Și mai trimite unul acum. Se dăm! Ai timp să mai vorbesc la ceva? Că chiar așa, nu știu, te-aș chema până la mine. Dacă ai putea să faci o vizită, să stăm puțin. Așa, e tot. M-am mai ajutat. Pa. Dar și eu prost. Și eu prost, dar sper să iasă faza, că dacă nu... Nu știu ce fac! Mamă, ce tânțat! Băi, ești nebun? Ocupat, deci a sunat și ocupat, asta nu trebuie pe la bloc. Hai și cum dată. Aoleu! Nu mi-a dat bloc. Mi-a dat respins. Să vezi, pulă, ce muiță îmi iau acum de la până acum, că nu mai răspunde. One eternity later. Suntem a doua zi, pentru că m-am ajuns acasă foarte târziu. Opa, și am zis dacă pot să-l sun. Mi-am scris mesaj, e opa, îmi zice în felul următor, că mi-am zis, bro, poți vorbi sau nu, că nu vreau să te scrii. Este azi noapte bună, sper să ne auzim scuze dacă ți-am greșit ceva. Am zis, ok, te sun mine atunci ca să o fac și la sau. E, și asta era pe la vreo două deja, vorbim când mă trezesc. Și acum îl sun pe Alex. Opa! Ca să continuăm, hai să vedem. Alo? Ce faci, bă? Andă. Vezi că te auzi foarte rău. Dar mult, bă, tare mult ați vrut să ne vedem, e bla. Ai avea timp să ne vedem, bă? E tare, mie mai mult teamă, bă, de chestia cu premiul de la Animoș. Adică la aia chiar nu știu ce se fac, pentru că eu dacă zic public chestia asta, am și făcut aseară o story în care am vorbit puțin despre asta și cred că o să fac un vlog în care o să-ți vorbesc despre asta, da. Și mie de pușcărie, sincer, pentru că dacă e de pușcărie, e cu oi moră și am venit. Deci, ori mergi mai capăt cu asta, și Bă, nimic, dar uite, mă bucur foarte mult că mi-ai făcut content pentru YouTube. Bă, dar să știi cât m-am chinuit să nu fac
știi, pe telefon. Te puneam pe mut și după aia făceam tipul și mă scoteam. Dar să știi că, adică, cu faza asta trebuie să ne vedem ca să fac un cadou. Hai că te iubesc, pula, ai grijă, pula la live acolo și ne auzim. Bă, nu fi nebun. Nu fi răzburător, bă. Hai, te pup și ne auzim, ai grijă de cojocul tău. Te-l iau. Și asta a fost vlogul de astăzi, sper că v-a plăcut ce a ieșit, vedem ce o să-mi facă până acum, sper să nu fie ceva, eu îl iau ăsta ca pe un vis, sper să nu ne-a și el. Și nu uitați că îl puteți găsi pe Instagram la Omul cu Drept, pe TikTok la Omul cu Drept și puteți găsi și pe cristi.ok.trap și pe vis să puteți găsi pe Mutica, vă arătă Diana pe Instagram și e cea cum noi asunt să dați follow și ei. Vă pup, atât de joi, nu uitați să-ți vis pentru că asta e cel mai important și am zis pe la zintale, vă pupă, ceau! Da, eu chiar am zâmbit, sper să zâmbiți și voi. O să vă las videoclipul în descriere. Sper că v-a plăcut, sper că v-am încântat. Dacă v-a plăcut, dacă vă place ceea ce fac, mă puteți susține cu un like, un dislike. Puteți să lăsați un share. Să dați un share. Ce am mai vrut să mai zic, dar nu mai știu ce. E obosit, vin de la muncă. Eu vă las. Să ne auzim cu bine la următorul videoclip. Până data viitoare, aveți grijă de voi și toate cele bune. V-am pupat.